It's the most wonderful time of the year. În caz că nu v-ați dat seama, vine Crăciunul. Deci, astea fiind zise. Ciao lume, eu sunt Tommy Weisbuch, iar voi vă uitați la următoarele episod din vlog. Cu W. Da, știu, o revenire grandioasă a mea, după o lipsă de... destul de multă vreme, mă rog, mie mi se pare mult o lună. Dar, după ce am mers către facultate, mi-am scos căciula, am început să mă scarpin în cap și am observat că ninge. Nu, pe bune, fără glumă, dar nu ningea de la mine, chiar era de afară. Mi-am adus aminte că este decembrie și că mai sunt câteva zile până la Crăciun. De fapt, destul de multe zile, dar câteva. Și m-am gândit că sunt destul de multe discuții despre această sărbătoare, am zis că poate ar fi cazul să vorbesc și eu despre ea. Cazul în care ai trăit sub atâtea pietre încât habar n-ai ce este Crăciunul, 1 la mână îmi pare rău pentru tine, 2 la mână îmi pare foarte rău pentru tine și 3 la mână ce naiba căutai sub pietrele alea. Cu toții știm că pentru unii Crăciunul înseamnă nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Pentru alții înseamnă armonie în familie, pentru alții înseamnă Moș Crăciun. Pentru unii se poate ca Crăciunul să mai însemne și momentul în care Ștefan Bănică Junior cu Ștefan Hrușcă, Michael Bublé și Fuego ies din grote ca să concerteze. Auleu, Tommy, mare hate ce o să-ți iei de la chestia asta. Iar mulți alții pur și simplu consideră o sărbătoare furată de la americani. Acum, întotdeauna au existat dispute asupra ce ar trebui să reprezinte Crăciunul, dar nu sunt aici să clarific vreo situație sau ceva. Am venit aici doar să-mi dau cu părerea și să spun cam ce înseamnă pentru mine Crăciunul. Crăciunul este acea sărbătoare în care se pune un brad în casă și îl împodobești frumos cu tot felul de globuri pe care le ai de ani de zile și mai ales dacă ai un brad artificial, îl folosești pe același de ani de zile, folosești aceeași instalație de lumini, aceleași globuri și toate modelele posibile ca să le agăți de brad. Practic, faci același lucru an de an. Sau cel puțin în cazul meu. Și evident, în seara ajunului am impresia. Ajunul de Crăciun, parcă. Da, parcă așa ceva. În seara ajunului vine acest personaj mitic numit Moș Crăciun. Care, da, poate există, poate nu există. Nu vreau să stric vise sau ceva. Dar acest personaj mitic îți lasă cadouri sau cărbuni în funcție de... în funcție de cum ai fost tu tot anul. Dacă ai fost bun, primești cadou. N-ai fost bun, primești cărbun. Și dacă nu primești nimic, înseamnă că nu ești important. Ceea ce îmi răspunde la foarte multe întrebări. Evident, glumesc. Dar pentru mine Crăciunul practic înseamnă pur și simplu armonie în familie. Adică să te duci acasă, să aduci cadouri dacă ți-e neapărat, să petreci cu familia cât mai mult timp, să mănânci cu ei, să te distrezi la un pahar de vin fiert cu ei. De asemenea, ar putea să însemne și plimbări prin parcuri, mai ales acum că se pun instalațiile, cel puțin prin București, nu știu, prin celelalte părți ale țării, se pun diverse instalații de lumină și chiar cred, am speranța de fapt că o să fie frumoase. Plimbări prin oraș ca să vezi luminițele, să vezi oamenii cum sunt, dacă sunt veseli, dacă sunt triști că vine Crăciunul. Pentru că știm cu toții că există două tipuri de oameni când vine Crăciunul. Cei care abia așteaptă să vină Crăciunul și pur și simplu nu mai au răbdare și cei care nu așteaptă Crăciunul și cred că această categorie nici măcar nu există. Cred că trebuie să fii chiar nebun să nu vrei să vină Crăciunul. Și desigur, cei care abia așteaptă Crăciunul se împart în două ramuri. Cei care vestesc Crăciunul încă de la începutul anului și cei care pur și simplu le respectă atunci când vine. Eu mă aflu în categoria asta, că nu prea îmi place să vestesc lumii că vine Crăciunul încă din ianuarie. Am cunoscut o grămadă de cazuri. Și personal nu pot să pricep unde e distracția, frate. Adică te trezești undeva la mijlocul lunii iunie, că vine cineva la tine și îți zice: hei, tu știi că în 6 luni vine Crăciunul. Abia aștept să vină, nu? Personal nu pot să pricep care e amuzamentul sau care e distracția în chestia asta. Deci să stai aici un moment atât de frumos. Crăciunul este și o stare. Mie cel puțin îmi transmite o stare de viață, de distracție, de ieșit cu prietenii și de băut vin fiert.
este pur și simplu o stare de calm și de liniște. De ce să strici chestia asta? De ce să spui că vine încă din ianuarie sau chiar din iunie? Poți pur și simplu să fii asaltat de această stare fix când vine, de Crăciun. Bine, asaltat poate e un cuvânt cam exagerat. Poți să fii luat prin surprindere de această stare și decât să știi dinainte că vine, mai bine pur și simplu îl lași să vină. Adică e ca și când mie mi-ai dat spoilere la serialul meu favorit. Și de ce ai face asta? De ce mi-ai distruge mie plăcerea să mă uit la serialul ăla când știu finalul? Cam așa ceva este Crăciunul. Și evident, de Crăciun mai există și colindători. Te duci de la casă la casă și primești covrigi. Am auzit zvonuri că se dau și bani, dar înseamnă că eu am avut niște vecini foarte, foarte, foarte zgârciți. Eu știu că de fiecare dată când mă duceam să colind, primeam covrigi, portocale și voie bună. Ceea ce nu-i rău, că am mâncat cu drag covrigii aia. Dar am dat și de unii care mi-au dat covrigi mai uscați. Și la un moment dat mi-amintesc că după ce am colindat la o casă cu un prieten, am mâncat amândoi din covrigi și eram ceva de genul E bun! Și da, deci Crăciunul este o stare. Și este... Crăciunul poate să însemne atât de multe lucruri. Evident că pentru fiecare Crăciunul poate să însemne total altceva. Dar eu am încercat să vă explic în câteva minute cam ce înseamnă pentru mine Crăciunul și cred că este o părere obiectivă. Nu știu, dacă greșesc, asta este, sunt om. Dar probabil mi se dă dreptate atunci când spun că nu e cea mai bună idee să vestești Crăciunul dinainte de Crăciun. Pentru că, din nou, e ca și când ai primit spoilere la serialul tău preferat. Nu e cel mai plăcut sentiment. Dar din nou, asta au fost opiniile mele despre Crăciun. Bun, și cred că atât am avut de zis. Ca să fac o concluzie, Crăciunul este o stare, este o sărbătoare, este tot ce vreți voi atâta timp cât este veselă. Pentru că ăsta e scopul Crăciunului, să ne adunăm cu toții, să fim unu și să fim cât mai veseli și cât mai distrași de tot ce se întâmplă în jurul nostru, oricât de bine sau de rău ar fi. Crăciunul merită sărbătorit cu toți cei apropiați, însemnând familie, prieteni, animale de companie sau, dacă sunteți mai singuratici, atunci probabil singuri. Atâta timp cât sunteți veseli și atâta timp cât păstrați zâmbetul pe buze atunci când auziți un colind în română sau în engleză și atâta timp cât aveți oameni care se asigură să aveți zâmbetul pe buze, atunci Crăciunul ar putea fi cea mai fericită zi din viața voastră. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, un share și eventual un subscribe canalului dacă vă place ce am pe el. Nu uitați să lăsați în comentarii sugestii pentru următorul vlog cu W sau chiar cover. Și de asemenea, spuneți-mi în comentarii ce înseamnă pentru voi Crăciunul. Și cu astea cred că am terminat. Așa că, oameni buni, până data viitoare, nu uitați să rămâneți frumoși și aveți încredere în W. Ciao!